Da, și mai sunt când a venit de ciupire, zona aceasta era total împodrită. Și el, când a săpat chilia aceasta, a venit după un fel de bisericuță cu acrisă, aici exista altarul, pe care din față se spune că au existat icoane, iar în jumătatea aceasta se odihnea, acolo era patul lui. Și, acum, bine, Sfântul Ștefan, deci venea aici, în chilia aceasta, și cerea sfatul de câte ori era, avea nevoie. Da, și și-a găsit, și-a pus nădejde în sfatul Sfântului și se spune că prin gândurile pe care Sfântul Daniel Seastru le spunea lui Ștefan cel Mare, se făcea pur și simplu voia lui Dumnezeu, adică așa de apropiația lui Dumnezeu. Mare lucru ca un voievod să ceară sfatul unui sfânt, unui atrân. Dacă ar face și ziua de astăzi, cei care conduc să ceară sfatul oamenilor, înțelegi. Da, de exemplu, să-și zilească și să-și ceară.